Bună ziua, mai bun și bine v-am regăsit la seria mea de m-am jucat 10 zile de Oxygen Not Included. Azi o să avem mai multe probleme. Prima problema noastră o să fie cu mersul în sus, vreau să explorez. Aici am făcut pentru alge, nu-i nimica. De ce? Nu mai am alge. Da, avem foarte... nu avem multe alge. Research, haideți să pun ceva research. Și după aia pe lângă asta o să mai avem nevoie și de alte chestii, de exemplu cărbune. Cărbunele știu că putem să-l luăm de aici, avem nevoie. Da, de aici. L-ai pregătit de data trecută. Da. Am pus aici la research protecție de exosuit și de-astea. Practic armură. Și după o să facem paturile astea, pentru că de ce nu? De fapt, dacă mă gândesc mai bine, am o problemă foarte mare. Irosești cărbune foarte mult. Așa că o să fac bateria asta inteligentă care poate să închidă generatorul de cărbune. O să pun aici oxygen mask dock și după asta... Nu, invers. O. Așa. Și o să vină pe aici și o să pun scări aici și, na, scările se ducă în sus și se ducă în sus la gara scările, unde vor ele. Am făcut o porcărie foarte mare, vedeți ușa asta? Da, am vrut să schimb ușa ca să nu mai intre oxigen poluat, care are foarte multe bacterii. Ei bine, ușa asta, când am pus-o, a distrus și țeava. Ăștia n-au umplut țeava și n-au mai avut baie două zile. Așa că da, e vina voastră că ați făcut toată porcăria asta. Am decorul mult mai ridicat pentru că nu mai am porcările alea. Adică decorul total e 20. Am plante, bine, am și mașinării. Da, am plante, am de-astea și nu mai am porcării pe jos. Și fiindcă nu mai am porcării pe jos, decorul chiar e bun. Adică, bun. De aici pun ventilația și după aia se iasă prin țeavă până... aici, în input. O să fiu un pic malefic aici. O să-l iau pe Harold, pentru că el poate să curețe baza foarte, foarte bine. Uite, el poate să curețe o tonă de chestii, poate să țină o tonă de chestii. Și din cauza la asta, că nu poate să construiască, o să aibă un accident, Harold. Da, o să aibă un accident interesant cu apă și alte chestii. Adică practic l-a duc pe lumea asta doar ca să încurețe ceva și după îl bag în apă și îl țin acolo pentru motive personale lui. Iar prostie, am pus aici să construiască chestii într-o cameră care nu există, literalmente chiar nu există. Punem filtre noi, asta facem. Aparent e mult mai greu să aș bateria inteligentă decât m-am așteptat eu să fie. S-ar putea să putem să facem aici la stații, nu... la, uite, rock crusher. Ăsta-l vreau. De ăsta am eu nevoie. Îl pun aici. Nu aici. Cancel. O să-l pun eu. Am făcut research aici, niște pereți și da, și da, o să-i pun în spate și aparent o să fie bun. Am pus aici un pic în camera asta, e fresh și e frumos, rău. Dar putea să nu mai fac accident, pentru că am foarte multe semințe de millwood. Și dacă fac ăsta un pic mai mare, adică nu atât de mare, ăla e prea mare. Nu pot să... Aici o să încerc să mai pun o dasă de ochi sau o să-l folosesc pe ăsta. Pe ăsta-l las, de fapt, da, las. Am observat că nu prea mai avem oxigen. Problema nu e că e plin de dioxid carbon totul. Problema e că e... nu mai e. Pur și simplu, nu mai e. Ok, acum am realizat. Paturile alea sunt mult mai greu de făcut. Ca să faci paturile alea, trebuie să-ți iei atmosuț, să te duci jos până când găsești petrol, da. Petrol, trebuie să facem revoluție industrială. Bine, ăștia deja au calculatoare, doar că... na, hai să nu vorbim de asta. Și plus că deja avem generator de cărbune, așa că... Tăceți, n-are logică. A funcționat ideea mea. Aici decorul e 20... bine, aici e cam slab că avem masherul ăla și scoate mult. Da, uite că e mult. Meșterul ăsta face. Aici e o tonă, e fresh white-ul ăla. Aici, uite, aici nici n-am pus, aici e mult normal. Adică da, aici practic e mult mai bine. Mă chinui așa mult cu porcăria asta de refinery. Haide, ia putere. Și după aia o să vrea să stea un om aici ca să bată pe ăla. Copper, cupru, haide mă, fă cupru. Am pus aici să învățăm o chestie total diferită doar pentru porcăria asta. Care e practic un băț de la de om de foc. Și eu am realizat că n-am loc unde să-l pun. Adică pe aici pot să-l pun, dar e, da, porcărie. Mi-a luat așa de mult să fac o simplă baterie stupidă. Hai, dă-le deconstruct la alea.
foarte mult, trebuia să fac și material, uite, faci ăsta acum, haide mă, fă mai mult, mamă cât de mult se încarcă ăla. Haide, le dau pe astea jos și pun altele noi. Am distrus una și... ce mă? Cum adică missing? Doar una mea, doar pentru una aveam resurse, mai faci, haide mă, fă tu mai multe. Aveam nevoie de alt cablu. Cine ar fi crezut? Da, s-ar putea să rămânem fără putere, gen total. Și mai aici un blueprint, ce să aleg? Aș alege cupru, haide cupru, că tot fac aici o tonă de cupru. Haide și fă și mai mult, că am nevoie de multe baterii de alea. Le bag la ăștia skill-uri, uite, ea să aibă caring. Și mării ce era, ea știe să distrugă tot. În sfârșit am descoperit, uite aici la, au, ce mă, ok, un cablu ăsta, ce înseamnă cablu? Pune-l de aici până, în sfârșit, poți să-l pui la orice, ia haide să ne mai uităm. Cablu, dă semnal, bun, haide să, nu, bănuiesc că ăla e aici. Da, și mă jucam eu, mă jucam aici și aveam oxygen overlay. Da, revoluția industrială că am distrus planeta noastră. Ăsta era plin, gen până aici cu oxigen. O să trebuiască să găsim altă peșteră, doar că niciuna nu-i plină cu oxigen. Suntem cam morți, ne-a dat Kerry peștera aia. O să trebuiască să învățăm să luăm apă de aici și să folosim să tot dioxidul de carbon. Adică da. Ok, acum o configurez. Deci trimite semnalul roșu ca să se oprească la 75% și trimite semnalul ăsta ca să se pornească la 25% și funcționează 30% practic. E bun. Până acum ăla funcționa non-stop și fiindcă funcționa non-stop, uite tot ce s-a întâmplat aici. Practic ne-a distrus planeta. Am o mică strategie aici. Ia o țeavă. Iau toată apa de aici, țeava aici de jos, minez toate algele astea, pun un skimmer de la să filtreze și el acolo, săracul, și după aia folosesc apa aia ca să iau tot dioxidul de carbon din aer. Funcționează, era o porcărie acolo, care nici n-am văzut-o, am pus-o degeaba. Uite, chiar funcționează, s-a oprit și bănuiesc că o să se pornească iar, o să vă zic eu când se pornește. Am repus aici măștile de oxigen. O să fac aici semimină, minează sapă și o să fac o țeavă. Bateria asta e la fel de bună ca 10.000 de baterii, practic aici când se deschidă, închidă. Și a pus doamna asta linței mască de oxigen și o să-mi construiască aici. Eu mi-am, ca, uite, am luat apa asta și deodorizer, use sand. Și ăla e bun, dar nu e perfect. Practic am făcut filtrul ăsta de apă. Eu am avut grijă duplicanții mei. Le-am pus drywall de toate și n-avem niciun stres, chiar și la ziua 28. E cel mai mult cât am stat așa, o bază curată ca lumea. Am stat, dar erau dalea în care trăiam cu doi duplicanți, că am murit unul, trăiam, aveam și noi cea mai proastă fermă ever, oxigenul trăiam pe ce alge găseam și acum tot la fel, dar na, măcar putem să-l refiltrăm și după aia mai aveam toalete normale. Da, alea găuri. Trebuie să aleg un blueprint, nu o să le aleg pe astea. Aș alege apă, dar în același timp, haide să aleg și cupru. Da, cupru aleg. Noi practic am pus munca acum vreo 2 zile și doar așteptăm să se termine. Și am realizat că s-a făcut ziua 30. O să ne vedem data viitoare. Nu prea am făcut multe dacă nu te uiți mult la bază. Dacă te uiți așa atent, am făcut foarte, foarte multe. Sticker? Ce s-a stea, mă? Sticker bomb? What? Da, nu înțeleg, o să vedem noi. Stickere! Au pus stickere! Nici nu le-am zis să pună. Da, o să ne vedem data viitoare.